fost mai bine pregătiți și lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult în anii următori, când pe fondul unor deficite enorme, după cum vă amintiți, deficitele erau cronice atunci și era o restricție în alimentarea cu energie care mergea până la cote absurde. Ei, cu toate astea, sistemul românesc n-a mai trecut printr-un astfel de colaps. Este meritul specialiștilor, în primul rând. Au fost introduse, cum spuneam, practici noi și automatizări noi. Și spre deosebire de alte țări din lumea bună, spune, din vestul Europei, din Statele Unite chiar, care au înregistrat astfel de căderi în acești ani, sistemul românesc nu a mai căzut. Și eu cred că și acum specialiștii profită într-un fel de ce s-a învățat în această perioadă și toate aceste greutăți care sunt în ziua de astăzi sunt trecute cu maturitate de acești specialiști. După o scurtă pauză vă propun să discutăm despre politicile energiei în România și cât de pregătiți suntem să ne integrăm în această piață a energiei europene. Lifestyle, sănătate, îngrijire, fashion, teme care ne preocupă tot timpul. Sunt Alexandra Jeles și vă invit în fiecare joi la emisiunea 90-60-90 pe romanialiberă.ro și la Radio Links de la ora 13. Discutăm cu medici renumiți, vedete și personalități ale momentului despre un stil de viață sănătos și mereu un trend. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Webul schimbă felul în care comunicăm, învățăm, muncim și trăim. Vrei să știi mai multe despre afacerile și tehnologia web? Sunt Bogdan Iordache și alături de invitații mei voi discuta despre ultimele noutăți din lumea webului și cele mai interesante proiecte românești la How to Web Live. Miercuri de la 19. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Domnule Constantinescu, vă propun să discutăm acum despre cât de pregătiți suntem noi referitor la toate aceste politici ale energiei în Uniunea Europeană. UE țintește că spre o economie a consumurilor scăzute de energie, surse de energie curate și sigure. Unde se află România la ora actuală? Pentru cine vede doar partea de sus a icebergului, România n-ar sta chiar rău. De pildă, noi avem o producție de energie curată foarte importantă, pentru că am moștenit această hidroelectrică în mod special și pentru că mai nou există această inițiativă privată în instalarea de ferme eoliene. Dar dacă ne uităm mai atent cu ochii specialistului, observăm că suntem practic în afara acestei discuții europene. Europa a prevăzut într-adevăr, Uniunea Europeană, ca în anul 2020 ponderea regenerabilor să fie de 20%. Aici n-am avea probleme, se pare. Aici n-am avea probleme. Dar Europa are condiții mai proaste în ansamblu decât România. Deci nu suntem comparabili. Noi trebuie să avem o producție de regenerabile mai bună, pentru că condițiile de la noi sunt mult mai bune decât media europeană. Pe de altă parte, chiar în aceste zile, Europa discută să treacă de la 20% la 30%. Lucru care nu se vede în discuția publică din România. Europa, Uniunea Europeană, pare să fie foarte decisă să mărească această pondere a energiei regenerabile de la 20% la 30%. De ce? Pentru că în anii următori este posibil ca costurile surselor alternative să nu fie mai mari sau semnificativ mai mari decât costul energiei murdare care trebuie să plătească în plus pentru daune, pentru acele emisii de carbon.
În ce privește economia de energie sau o energetică a consumurilor reduse, Europa face pași foarte rapizi și a făcut deja, începând chiar de la crizele petroliere din anii 70. Noi, chiar dacă avem în ansamblu consum mic de energie, chiar pe locuitor avem un consum mic de energie, nu putem să nu recunoaștem că la acest consum mic de energie avem pierderi foarte mari. Ori atunci când Europa discute de consumul redus, se gândește în primul rând la reducerea pierderilor. Ori noi facem pași de melc în reducerea pierderilor. Discutăm de mulți ani, am avut o agenție de conservare a energiei pe care am desființat-o. Că noi practic... Aici se vede când ne ocupăm noi de aceste probleme și de reducerea pierderilor. Și credem că reducerea acestor pierderi se face numai prin măsuri de mai bună gospodărie. Aici este vorba de risipă, acest consum... Putem să o numim și risipă, dar o risipă care trebuie eliminată numai printr-o altă tehnologie. Și nu prin așa zisa mobilizare la care eram chermați pe vremea lui Ceaușescu. Deci, pur și simplu, fie că este vorba de producătorii de energie, fie că este vorba de consumatorul de energie, avem nevoie de o altă tehnologie. Deci toți ăștia trebuie să se ocupe, să fie sprijiniți, să schimbe tehnologia actuală. Numai în acest fel se pot reduce pierderile. Europa se ocupă foarte serios și de creșterea funcționalității pieței unice a energiei. Este adevărat. Se recunoaște că în loc de o piață continuă să existe 27 de piețe. Că există naționalisme, că există bariere la frontiere, că există egoism național. Dar până la urmă, trebuie să recunoaștem că toată lumea pierde din inexistența acestei piețe. O piață funcțională înseamnă mai multă concurență. Mai multă concurență înseamnă mai multă eficiență. Mai multă eficiență însemnează mai multă siguranță în alimentarea cu energie a consumatorilor. Deci nimica nu se poate obține din toate acestea, eficiență și siguranță, fără o piață funcțională. Trebuie să înțelegem că nu există altă soluție. De altfel, când am intrat în Uniunea Europeană, noi ne-am angajat că ne integrăm în piețele europene. Am reușit să ne integrăm în aproape toate piețele. Ne plângem că nu suntem integrați cum trebuie în piața muncii, de exemplu, dar nu vrem să fim integrați în piața energiei. Deși noi am semnat, negociind capitolul 13 energie, că ne vom integra și în piața energiei. De vreo 5 ani de zile căutăm să ne înschivăm. Noi care acum 10-15 ani făceam reformă și am demonstrat că putem face o reformă foarte modernă în România, am învățat acum de vreo 5 ani de zile să facem și contrareformă. Și am învățat să o facem foarte bine, amânând la nesfârșit această integrare în piața energiei. Într-un studiu al dumneavoastră despre sistemul energetic românesc, spuneați că este inadecvat și nesustenabil, de câte am reținut-o bine minte. Și vorbiți aici, chiar vă citez, autoritățile și companiile încarcă factura energiei cu costul unei supracapacități de 30-40%. Și tot dumneavoastră mai spuneți aici că acest mecanism îndepărtează și investitorii. Despre ce este vorba mai exact? Cum această încărcare a facturii se regăsește și în factura consumatorului final și la populație? Ce se întâmplă? Care este fenomenul? Inadecvat este sistemul nostru energetic în raport cu normele europene
probabil în următorii 3-4-5 ani. Atunci, dacă investițiile stagnează ca în prezent, în mod cert nu vom avea rezervele necesare pentru asigurarea securității în funcționare conform normelor europene. Asta este inadecvanță sau inadequacy, cum se spune în limbajul ăsta de acum internațional. Nesustenabil însemnează că sistemul are costuri care nu îi permite să facă acumulări pentru investiții. Deci sistemul, mai ales partea de producere a lui, nu se poate regenera. Și este vizibil acest lucru. De 20 de ani tropăim pe loc și nu reușim să aducem tehnologia nouă și nu reușim să aducem sistemul românesc la standardele europene. Deci este foarte clar. Acum, sigur, sunt multe cauze. Sunt multe cauze. Dumneavoastră ați menționat una sau două din ele. De exemplu, această aparentă supracapacitate a sistemului. Am moștenit de la regimul precedent, regimul comunist, am moștenit o capacitate mare pentru că consumurile erau uriașe în acea vreme. Exista industrie foarte multă. Aveam o industrie energo-intensivă, mari consumatori, care a dispărut. Și evident că am rămas cu o supracapacitate. Dar această supracapacitate este foarte mare parte din ea este pe hârtie. Adică este în așa zisă conservare, este în nu știu ce așteptare, de fapt nu poate să funcționeze. E vorba de unitățile de producere a energiei, de producere a energiei termo, da, hidro, electro. În mod special în producția termo avem o supracapacitate. Bineînțeles, numai aici o avem. Sunt centrale electrice care sunt ținute nu se știe pentru ce. De exemplu, Doicești. Nici chiar în zilele astea critice, Doicești nu funcționează. Mai mă gândesc, Borzești, mai mă gândesc, Brăila, dar nu numai. Sunt unități la centrale care funcționează, să zicem, cu 20% din capacitate. Mă gândesc acum la Mintia. Mă gândesc la Iernut. Deci sunt foarte multe, la Drobeta, Arturul Severin, sunt foarte multe grupuri de producție care nu mai sunt capabile să funcționeze. Fie că nu îndeplinesc condițiile de mediu, obligatorii, fie că au costuri prea mari, fie că echipamentul lor a fost în mare parte de dezafectat. Dar ele sunt pur și simplu scoase din funcțiune, nu? Ele nu pot să funcționeze, dar înregistrează costuri. O să vedeți că se plătește amortisment pentru ele. De multe ori se plătesc și oamenii de acolo. Paza, conservarea. Da, oamenii, pază, conservare încă e prea puțin. Deci, echipamente care se trec în conservare, dumneavoastră ați menționat de această conservare, care, deși ele n-au nicio șansă. Deci ele sunt atât de depășite că n-au nicio șansă. Oricum, echipamente mult mai bune decât acestea tot trebuie să fie înlocuite pentru că nu îndeplinesc condițiile de acum. Asta vreau să vă întreb. Da. Există situații în care avem echipamente, să spunem, bune, nu foarte bune și care sunt în aceeași situație de nefuncționare sau... Nu se poate spune. Dacă dar în general nu prea avem echipamente. N-avem deloc echipament foarte bun în termo, în ansamblu. Așa. Deci o situație generală am termen. Putea să zicem că aveam echipamente încă bunișoare pe la Rovinar și pe la Turceni și avem unul la Paroșeni, o unitate mică, mai mică așa la Paroșeni. Și foarte mult